Povestea unui veteran de război care a rămas fără ambele picioare după ce s-a îmbolnăvit a impresionat toată planeta. Bătrânul de 70 de ani și-a petrecut ultimele două decenii transformând un munte sterb într-o adevărată pădure. Bătrânul a plantat în 20 de ani numai puțin de 17.000 de copaci pe un munte, devenind astfel o adevărată pădure. Acesta își petrece majoritatea zilelor singur în sălbăticie, având grijă de ceea ce a plantat în toți acești ani. Inițial, acesta a început să planteze copaci ca o metodă de a câștiga bani în plus pentru a-și putea întreține familia. Bătrânul își începe ziua la 5 dimineața. Are un tuk-tuk cu care călătorește de acasă până pe munte, iar acolo își scoate proteze și preferă să se chinuie fără a fi ajutat de cineva. Bărbatul a făcut intoxicație alimentară în timp ce se afla pe front în 1974. Starea lui s-a înrăutățit în timp și în 1985 medicii i-au amputat primul picior. Fără cel de-al doilea a rămas în 2005. Handicapul de care suferă îi face misiunea cu atât mai grea. Nu de puține ori a suferit răni grave pe munte după ce a căzut accidental în locuri adânci. Se descrie însă drept un luptător și spune că nu ar putea să stea în pat să aștepte ajutor. În 2008, atunci când povestea lui a apărut pentru prima oară în presă, guvernul chinez l-a ajutat financiar. Publicitatea de care a avut parte a atras și voluntari care îl ajută în misiunea sa. Acum continuă să planteze copaci pentru a mulțumi societății și guvernului pentru ajutor.